Am revenit la Fresh Access și așa cum v-am promis, o să vă arăt niște locuri atât de frumoase din Sibiu, Avrig mai exact, nu vi-l arăt eu. Vi-l arată artista Olga Bălan, care promovează turismul românesc și acum este la Palatul Bruckenthal. Bine, te-am regăsit, Olga, sper că e și Dragoș al tău pe lângă tine. Bine te-am găsit, este și Dragoș aici. El face filmare, a, uite-l. Bună, dragilor! Nu e că vreme de data frumoasă. Asta filmăm cu telefonul. Da, dar ce lumină frumoasă ai pe chip și ce peisaj frumos ai în spate. E vreme foarte bună, observ. Păi, foarte bun. Păi trebuie să arătăm bine, Anisa, nu? Dar tu mereu arăți bine, Olga. Vai de mine, de fiecare dată îmi faci asemenea complimente că mă topesc. Olga, da, ai ieșit din emisiune, că știu că ai zis că faci o emisiune acolo. Da, 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 o să fac și o emisiune. Deocamdată sunt la promovarea acestui minunat post, loc care este reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal. Și sunt foarte multe de demonstrat aici. Noi avem la Sibiu Muzeul Bruckenthal și aici este reședința de vară, unde el se odihnea, unde este plin de flori, de natură. Da, ce minunat că putem să mergem și noi acolo să ne odihnim, adică e deschis tuturor turiștilor, nu pentru evenimente, da, rog, pentru relaxare. Să ne gândim. Da, neapărat. Dar ce e minunat acolo, ce e cel mai frumos acolo? Ce-ți place ție cel mai mult? Eu iubesc natura, da, iubesc mâncarea bună, da. Suntem, iubesc, asta ne înțelegem noi așa de bine, suntem pe aceeași lungime de undă. Da, deci înțeleg că îți place să mănânci. Da, îmi place mâncarea bună și sănătoasă. Da, păi aici și sunt natura. Multe pietanțe, multe rețete rafinate, extraordinare, care... Ce pâine faceți acolo, să le gustați? Când Anisa mănâncă multă pâine? Nu cred. Nu cred, pentru că arăți foarte bine, Anisa. Nu cred că mănânci foarte multă pâine. Cum nu? Crezi, pe Bena, fă cum ești tot de mine, nu mănânc pâine. Deci ești superbă. Rărut așa dacă gust pâine. Cum este la Muzeul Sticlei de la Palatul Bruckenthal? Foarte frumos, o să vă dezvălui mai în alte episoade, o să vedeți cât de frumos este și o să vă dezvălui și altele. Dar tu te-ai mutat acolo sau mai vii și prin București? Nu, mă împart între București și reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal. Nu de alta, dar am fi invidios să stai numai acolo pentru că e prea frumos. Da. Auzi, ea stă cât vrea. Stă cât vrea ea, uite așa, că poate. Normal, Anisa, într-un asemenea post loc vin să-mi încarc bateriile. Mai ales că aici există foarte multe flori, foarte multă natură. Avem o grădină frumoasă, avem pin, avem brazi. Acolo avem în spatele tău e o terasă, nu? Putem să stăm la mese. Da, este și o terasă, este și un restaurant, dar nu știu dacă am voie să spun, nu? Nu numele, dar să ne descrii așa locul. Deci este un loc extraordinar de frumos, cu multă natură. Poți să te plimbi în aer liber. Este castelul și reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal. Aici unde se mănâncă, unde sunt sălile, unde se fac evenimente extraordinar de frumoase. Fântâna de la intrare mai e pornită? Funcționează acum? Da, nu, fântâna unde tinerii căsătoriți aruncă cât un bănuț acolo. Da, aia e pornită? Aia, nu? În momentul de față funcționează, dar noi suntem, trebuie să înțelegi că acest loc este imens, da? Deci noi suntem în altă parte și anume, ceea ce vezi tu în spate este oranjeria, care pe vremuri, acest baron, Samuel von Bruckenthal, îi plăcea foarte mult să aducă toate plantele deosebite și rare, arborii exotici, îi plăcea să planteze portocale, lămâi, curmale, deci era un iubitor al artei, al frumosului, al naturii.
iubea tot ce înseamnă frumos și exotic. Olga, spune-mi cum ai ajuns tu imaginea rele acestui loc. Cum ai ajuns tu imaginea, cum ai ajuns tu imaginea zonei? Cum ai fost aleasă? Eu am ajuns frumos. Deci sună aiurea. Deci patronul acestui loc și doamna și domnul să nu dau nume. Dacă le știi numele, poți să dai, să... salutăm, nu e nicio problemă, voi salutăm cu drag. Dacă erau aici, era mai bine, că erau în cadru, nu? Deci au dorit în momentul când noi ne-am cunoscut, mi-au spus așa, de o viață căutăm o persoană ca tine. Eu am rămas sinceră să fiu un pic impresionată și așa am făcut ochii mari. Zic, dar de ce aș avea eu atât de unic, care n-au alte ființe din lumea spectacolului? Și el a zis, nu, noi vrem să asociem imaginea ta cu acest loc rafinat, elegant, cu acești ochi frumoși, acest păr blond și cel mai mult suntem impresionați de cariera pe care ai făcut-o în Italia și de ceea ce faci în România. Am fost așa foarte emoționată, trebuie să recunosc, mult timp, dar mi-am revenit repede pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă apuc de treabă. Plus că împreună cu Drago Zaharia, da, normal, tău, faceți o echipă extraordinară și niște filmulețe atât de frumoase. Te salutăm și pe tine, Drago, și noi avem primul episod cu Palatul Bruckenthal pe care vreau să-l vedem, dacă îmi permiți. Și altele, vor veni și altele. Dar totul, bineînțeles, este realizat împreună cu Dragoș și, după cum știi tu, Anisa, noi lucrăm împreună la aceste filmulețe, gândim totul, deci facem absolut totul, ne pare rău că facem totul, dar este greu în ziua de azi să colaborezi, mai ales când ești în deplasări și cu alte persoane. Poate cine știe pe viitor... Hai să vedem împreună primul episod, să vedem filmulețul și exact care sunt obiectivele turistice care ne vor încânta privirea. De ce merită să mergem acolo unde sunteți voi acum? Reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal, numită odinioară și Edenul Transilvaniei. Acest loc mirific oferă un spațiu istoric baroc, unic în România, pentru evenimentele dumneavoastră deosebite. Este locul ideal unde visele dumneavoastră devin realitate. La doar 28 de kilometri de Sibiu, la poalele munților Făgăraș. Wow, ce imagini pline de culoare, superbe! Acum vorbim de natură. Ai văzut? Da, dar știi, când am dat filmulețul, întreabă Iosif, ea vorbește pe fundal? Și zic, da, wow, ce voce plăcută are! Sunt impresionat, Olga, vocea ta este senzațională. Dacă eram și acolo cu vocea mea, cred că ești genial. Da, mă dai seama! Păi eu vreau să spun, ai văzut peisajele, da? Aceste peisaje sunt realizate de Dragoș, că tu știi că el... Da.
are magia asta de a edita imaginea ca să arate, de fapt arată frumos, dar ca să expui ochiului asemenea minunății, trebuie și un pic de muncă, nu? Sunteți pachetul perfect. Da, vă completați perfect cu vocea, cu frumusețea. Dragoș, mi-a plăcut așa de mult cum ai luat tu imagini cu păunul acela. A, ți-a plăcut? Era pe muzică, ai văzut? Cum întorcea capul, cât de elegant era? A fost comunicativ așa cu tine? A fost ok? Cine? Păunul sau Dragoș? Păunul. Întrebam pe Dragoș, îl încercam pe Dragoș să-l convinc să vorbească. Cum a fost Păunul? Femeia la vreo oră să-i prind cadrele alea. Să știi că acum nu fac o pluma. De câte ori vrea să-l filmeze, Păunul se întorcea cu fundul. Păi ca să-i deci filmezi penele. Da, da, el își deschidea penele, dar zicea, nu vreau să mă vezi tu. Cred că prefera o doamnă. Wow, ce frumos! Ia uite. Hai că s-a uitat și în ochii tăi și în obiectiv. Da, a privit. Să vă bucurați de vremea asta frumoasă. Cei care au ajuns, au trăit așa niște amintiri frumoase, inclusiv producătorul meu, Adrian Stoica, spunea, uite, exact acolo am fost eu și am făcut niște poze. Serios? Da, Salută. Din partea noastră! Vă aude și vă salută. Salutări. Și el prin mine. Mi-ar face mare plăcere să ne întâlnim toți acolo pe terasa aceea superbă. Mă, n-ar fi rău, trebuie să organizezi ceva. Organizăm. Dar trebuie să vorbim, să vedem, să punem la cale, da, și să construim ceva frumos și pozitiv. Vreau să cunosc și eu pe unul acela. Să mănânc bine. Da. Și sigur. Să mă bucur de natură alături de voi. Dar este deschis mereu. Da. Este deschis mereu acolo la palat și în weekend, oricând. Da. Este tot timpul deschis. Mai ales. Când vreți să veniți, mă anunțați și vedem cum facem și ne gândim și la anumite chestii frumoase care putem să le facem împreună. Eu și vreau să creăm ghidul nostru. Da. Și nu numai ghidul, ne gândim și la alte chestii pe viitor. O să discutăm. Hai să facem ceva frumos. Iar Dragoș trebuie să fie prezent, să ne facă poze frumoase și filmulețe pe care să le dăm aici prietenilor de la Fresh. Da, așa vom face, Anisa. Vreau să spun că îți mulțumesc din tot sufletul. Eu știu că trebuia să fiu astăzi prezentă la tine. Asta m-am simțit că un pic vinovată. Nu scap. M-am simțit vinovată. Știi, și-am zis, mă mănâncă Anisa. Noroc că tu ai venit cu ideea de ce nu am putea să intrăm în direct în felul acesta și, într-adevăr, sunt salvată. Mulțumesc frumos! Eu cred că am bucurat foarte mulți oameni cu filmulețul și cu priveliștea pe care ne-ați oferit-o. Oricum, voi sunteți o bucurie de fiecare dată, indiferent de subiectul pe care ni-l prezentați. Neapărat în platou. Veniți în platou! Veni. Și povestim, pentru că sunt atâtea proiecte și gândiți-vă că vara abia acum începe. Deci câte locuri minunate aveți de filmat, prin câte locuri vă veți plimba. Trebuie să ne plimbăm și noi cu voi. Dacă ai ști câtă muncă avem, dar suntem fericiți pentru că prin muncă ne înălțăm și spiritual. Olga Bălan și Drago Zaharia de la Palatul Bruckenthal, vă mulțumim mult de tot, vă îmbrățișăm, să aveți zile senine.